Bună seara și bun găsit la știrile Gorj TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Spitalul județean Târgu Jiu face o anchetă după decesul unui bebeluș. Mama se afla la spital unde se pregătea să nască. Medicii spun că femeia a făcut un șoc anafilactic la câteva ore după administrarea unei perfuzii, ceea ce a dus la moartea bebelușului. Declarații imediat. N-au renunțat la proteste. Sindicaliștii din domeniul mine-energie se pregătesc pentru un nou protest de amploare, cel de-al treilea de când au început negocierile pentru contractul colectiv de muncă al minerilor și energeticienilor din cadrul complexului energetic Oltenia. PNM și Univers au depus o nouă solicitare la Primăria Municipiului Târgu Jiu pentru a organiza un protest în piața prefecturii joi, 19 februarie, data la care va expira actualul contract al angajaților. Pandurii a mai dat o lovitură pe piața transferurilor după ce l-au repatriat pe brazilianul Eric de Oliveira. Oficialii clubului gorjan au anunțat că au ajuns la o înțelegere cu arabii de la Al Hilal pentru a-l împrumuta pe Mihai Pintili. Fostul capitan al Pandurilor va rămâne la Târgu Jiu pentru o perioadă de 3 luni. Dramă pentru o familie din Târgu Cărbunești. Pruncul lor, nenăscut încă, a murit în pântecul mamei cu numai câteva ore înainte de a vedea lumina zilei. Părinții sunt devastați, iar tatăl încearcă să-și găsească dreptatea cu orice preț. Bărbatul nu poate înțelege cum în câteva ore soarta fetiței sale, încă nenăscute, s-a schimbat dramatic și cum medicii care îi aveau familia în grijă au lăsat să se întâmple o astfel de nenorocire. Un copil încă nenăscut a decedat în urma unui tratament pe care medicii l-au administrat mamei când aceasta se afla în travaliu. Femeia, în vârstă de 25 de ani, a intrat în șoc anafilactic, fapt ce a provocat moartea intrauterină a fătului. Familia caută vinovații și îi acuză pe medici de malpraxis. Tatăl copilului nu-și poate explica ce s-a întâmplat. El spune că într-o clipă copilul era bine, iar mai apoi i s-a spus că micuțul a decedat. Am avut soția gravidă, am fost ieri dimineață la ora 6. Mi s-a rupt apa, am ajuns la spital, am așteptat toată ziua, mi s-a spus de două ori, insistând să întrebăm ce are, cum este, bine, dacă nu e bine. Și la ora 6 ni s-a spus că este bine până la ora 3 și ceva, după care la ora 6 a ieșit și ni s-a spus că a făcut un șoc, așa, și fătul este mort. Aproape să piardă și nevastă mea. Da, a luat ceva medicamente Nu, absolut nimic. Deci a avut o sarcină foarte bună, a fost la ginecolog și a făcut controlele, analize, tot. Știți dacă i s-a făcut testele alergologice să vadă dacă... Nu știu, doamnă, pentru că nu poți să intri acolo deloc. Nu ai nici pe cine să întrebi. Medicii spun că fătul ar fi decedat ca urmare a șocului anafilactic suferit de mamă. Deocamdată, aceștia nu pot spune care a fost motivul pentru care aceasta a făcut o reacție alergică. A fost internată în cursul dimineței de ieri, fiind în travaliu cu membrane rupte. I s-a instituit tratament specific. În jurul orei 12 i s-a suplimentat tratamentul perfuzabil cu încă o glucoză. Iar la după amiază, în jur de ora 5 și jumătate, a prezentat un șoc anafilactic. Din păcate, în cursul acestui șoc anafilactic, fătul a avut de suferit și a suferit moartea acestuia. Cel mai probabil, corpul a reacționat într-un mod nefavorabil și nefast pentru dânsa. Există riscul ca chiar mama să-și piardă viața în acest șoc. Spre fericirea noastră și a ei, a fost salvată atât de către medicul anestezist și medicul curant. Au făcut manevrele salvatoare de viață necesare în acel moment. Tatăl încearcă acum să-și găsească dreptatea. Acesta a depus plângere la poliție împotriva medicilor care s-au ocupat de caz. Ați depus plângere? Da. Pentru că nu se poate așa ceva. De la ora 6 de ieri de dimineață și până la ora 6 și jumătate de pe masă este totul bine și la 6:45 sau 7 fără un sfert e mort fătul. Iar fătul a rămas în burta mamei. Când a născut? Astăzi de dimineață la 8:30. Și a stat cu fătul mort? Da. De seară la 6:30 până astăzi de dimineață la ora 8. Pentru că nu au putut să-i facă nimica,
trebuia să elimine toate toxinele care le-au făcut ei. Conducerea spitalului a demarat o anchetă pentru a afla cu exactitate cauzele care au provocat decesul fătului și împrejurările în care acesta s-a produs. Se vor face modificări la CEO, dar nu oricum. Restructurările solicitate de partenerii financiari internaționali la complexul energetic Oltenia sunt necesare, dar trebuie să fie făcute ținând cont de asigurarea securității energetice, a ținut să sublinieze ministrul energiei Andrei Girea. Oficialii de la Gorj dau asigurări că se vor opune unor restructurări masive. Potrivit ministrului Andrei Girea, complexul energetic Oltenia are o importanță extraordinară pentru stabilitatea furnizării de energie electrică și pentru echilibrarea sistemului. Nu a fost gata până în acest moment, noua echipă de la minister va trebui să o facă. Are ca termen o lună să vină cu un calendar în care să spunem ce trebuie făcut acolo. Din punctul nostru de vedere, al echipei de la nivelul Ministerului Energiei, știm că restructurările trebuie făcute, dar nu oricum. Principalul element care trebuie să ne preocupe este securitatea energetică a României, a declarat ministrul energiei. Primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a declarat că este la curent cu propunerile ministrului, însă gigantul energetic este cel mai important punct economic pentru tot județul Gorj și se va opune măsurilor dacă acestea nu vor fi corecte față de angajat și companie. Atât ministru cât și directorul general și, dacă mergem mai departe, chiar și sindicatele au un rol foarte important în ceea ce privește analiza și, pe baza analizei, un rol foarte important îl au în ceea ce privește hotărârea pe care trebuie să o ia privind organizarea și funcționarea acestui complex în viitor. Pentru noi, pentru gorjeni, important este ca acest complex să funcționeze și cât este posibil să funcționeze la capacitate maximă și cu un număr de muncitori destul de mare. Veți opune restructurările? Bineînțeles, atât eu la nivelul pe care îl am cât și președintele Consiliului Județean, cât și instituția prefectului, trebuie să ne implicăm, trebuie să discutăm. Și președintele Consiliului Județean Gorj a comentat declarațiile ministrului Girea. Ministerul, ca și guvernul, deci după cum vedeți, susțin cu tărie că în strategia energetică, complexul energetic Oltenia are un rol important, acela de a asigura echilibrul sistemului energetic și acela de a fi în continuare furnizorul principal de energie electrică în sistemul național. Pe de o parte, restructurarea înseamnă, așa cum bine spunea și domnul ministru, o analiză care trebuie să fie finalizată și să ia în calcul tot ceea ce înseamnă aspecte de eficientizare a activității în sistemul energetic. Și ne duce foarte ușor să înțelegem că mixul energetic este acela ce va soluționa cu adevărat restructurarea și reforma în sistemul energetic. La cea mai recentă întâlnire, oficialii Fondului Monetar Internațional au cerut restructurarea masivă a companiei energetice, însă guvernanții nu au fost de acord cu propunerile formulate. Până în aprilie însă va fi decisă soarta companiei energetice. Deși nu s-a ajuns la un numitor comun, acordul semnat cu FMI rămâne valabil. Premierul Victor Ponta a declarat că soluțiile propuse de FMI ar putea distruge domeniul energetic. Reprezentanții companiei au mai subliniat că puse în practică propunerile Fondului Monetar Internațional ar îngropa CEO. Victor Ponta a anunțat pe 10 februarie că până în aprilie va fi decisă soarta companiei. Complexul energetic Oltenia și Hidroelectrica ar fi trebuit să se afle deja în procedură de listare la bursă pentru un pachet de 15% din acțiunile pe care le are statul, însă acest lucru nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla prea curând. O nouă ședință de negocieri pentru contractul colectiv de muncă al angajaților din cadrul complexului energetic Oltenia s-a consumat astăzi. Sindicaliștii au solicitat un act adițional pentru prelungirea actualului contract colectiv până în aprilie. De partea cealaltă, reprezentanții CEO Oltenia spun că această strategie este doar o tragere de timp inutilă. În cadrul ședinței de negocieri de astăzi, desfășurată la Rovinar, sindicaliștii au propus semnarea unui act adițional la actualul contract colectiv de muncă. Astfel, aceștia solicită prelungirea actualului CCM. A fost solicitat din partea tuturor federațiilor sindicale ca să fie încheiat un act adițional prin care actualul contract colectiv de muncă să fie prelungit până în data de 19 aprilie. Dar așteptăm un răspuns la solicitarea noastră să vedem dacă putem încheia acest act adițional. Urmează să ne întâlnim miercuri tot la ora 11.
situația. Din punctul meu de vedere personal, cred că nu se va putea încheia contractul până data respectivă. Dacă există voință, s-ar putea încheia. Dar personal o spun că nu există premisele pentru a fi încheiat contractul colectiv de muncă până la data de 19, sau mai bine zis de 20. Administrația Complexului Energetic Oltenia consideră însă că este doar o acțiune de a tărăgâna semnarea noului contract colectiv de muncă. N-aș fi de acord, pentru că e tot o formă de a trage de timp. Noi până acum puteam să negociem, eu n-am fost decât la circa 2 sau 3 discuții cu ei și se ajungea la un consens, le ceream de fiecare, într-o anumită problemă, le ceream să spunem pe hârtie și să semnăm, nu vroiau, la următoarea întâlnire nu mai recunoșteau, iar o luau de la cap. Deci eu de-aia cred că e decât o formă de tragere de timp. Se termină pe 19 februarie, nu ne-am înțeles, mă rog, fiecare parte, sindicate și administrație, va căuta o metodă de lucru și de conviețuire în anumiți parametri în viitor. Medințu este încrezător că dacă vor fi deschiși discuțiilor și negocierilor, noul contract va fi parafat. Noi tot timpul am fost deschiși la negocieri, tot timpul ne-am argumentat punctele de vedere. Acum, dacă și partea sindicală e rațională și înțelege modul în care ne desfășurăm activitatea în momentul ăsta, e posibil să le semnăm. Dacă nu, mă rog, vedem ce se întâmplă. Între timp, sindicaliștii au solicitat o nouă avizare a unui meeting de amploare organizat în piața prefecturii, chiar în ziua în care va expira actualul contract de muncă. S-a modificat comisia de negociere ca urmare a schimbării mai multor directori în cadrul Complexului Energetic Oltenia și comisia de negociere a suferit modificări. Astfel, printre cei care se află în comisie se numără și fostul lider sindical Ion Rușeț, acum director în cadrul Complexului Energetic Oltenia. Directoratul Complexului Energetic Oltenia a modificat componența Comisiei de Negociere a noului contract colectiv de muncă al minerilor și energeticienilor. Schimbările în componența Comisiei Administrației CEO au survenit ca urmare a mutărilor unor directori de cariere sau structuri de la o unitate la alta. Astfel, locul lui Gheorghe Smărândoiu în Comisia de Negociere a fost preluat de către Alin Bădescu. Ion Paraschivu a ajuns în comisie în locul lui Ion Ghiga, iar Ion Guran a luat poziția lui Dumitru Horhoianu, care a fost transferat de la UMC Roșia ca director adjunct la o altă carieră din bazinul Rovinari. În locul cel de la USM e Bădescu, s-a dus Bădescu și, mă rog, niște înlocuiri datorită noilor funcții. Nu mai știu pe toți acum. De asemenea, fostul lider sindical Ion Rușeț, acum director al Complexului Energetic Oltenia, a fost numit membru în Comisia de Negociere din partea administrației. El înlocuiește unul din cei 4 directori schimbați din funcții. N-au renunțat la proteste sindicaliștii din domeniul mine-energie să pregătesc pentru un nou protest de amploare, cel de-al treilea de când au început negocierile pentru contractul colectiv de muncă al angajaților din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Federația Națională Mine-Energie și Federația Univers au depus o nouă solicitare la primăria municipiului Târgu Jiu pentru a acorda un aviz de meeting la care vor participa 5.000 de mineri și energeticieni joi, 19 februarie, în piața prefecturii. Cele două federații au solicitat din nou acordul primăriei municipiului pentru a picheta sediul secundar al Complexului Energetic Oltenia. Sindicaliștii susțin că vor participa 5.000 de mineri și energeticieni din cadrul companiei. Există însă și sindicaliști care nu s-au alăturat Federației Naționale Mine Energie și Federației Univers. Spre exemplu, președintele sindicatului Mine Energie Oltenia a dezvăluit pentru Gorj TV că nu va participa la protest, ci se vor face demersurile necesare pentru a picheta sediul Autorității Naționale pentru Reglementare în domeniul energiei în capitală. Lumina Energie Oltenia consideră că adevăratele probleme de rezolvat sunt la București și la, mai bine zis, la anumite instituții ale statului, drept pentru care noi nu vom participa la acest protest din Târgu Jiu și am făcut o adresă împreună cu cei de la Turceni și cei de la Craiova pentru a se face demersurile necesare de către Federația Univers pentru a putea
picheta joi sediul ANR-ului. La protestul de săptămâna trecută, două sindicate au anunțat că renunță la acțiune. La protest nu au participat membrii Sindicatului Energie Turceni și nici cei de la Sindicatul CET Craiova 2. În ultimele două săptămâni, mii de mineri și energeticieni au pichetat sediul secundar al complexului energetic Oltenia. Oamenii sunt nemulțumiți de cum decurg negocierile contractului colectiv de muncă și nu sunt de acord cu tăierile salariale și disponibilizările pe care le are în planul bugetului pe 2015 administrația complexului energetic Oltenia. Numirea unui nou director general la Romarm pune autoritățile județene în situația de a purta noi discuții în ceea ce privește retehnologizarea fabricii de armament de la SADU. Tehnologia învechită îngreunează procesul de fabricație a cartușelor, motiv pentru care se caută surse de finanțare pentru viitoarele investiții. În perioada următoare, autoritățile vor încerca să găsească soluții în ceea ce privește alocarea fondurilor pentru realizarea modernizării liniilor de fabricație. Fostul director general al Romarm, Dan Tache, a fost înlocuit din funcție după ce a fost acuzat că a încheiat contracte fără a respecta procedurile de achiziție. La conducerea fabricii de armament a fost numit generalul Floarea Șerban. Florin Cârciumaru, primarul orașului, în calitate de președinte al PSD Gorj, dorește să continue discuțiile cu noua conducere a Romarm pentru continuarea procesului de retehnologizare. Acesta a afirmat că uzina de la SADU va fi o uzină importantă pentru apărarea națională. Bineînțeles, în calitatea pe care o am de președinte al partidului de la Gorj, Partidului Social Democrat, o să discut și chiar în momentul în care împreună cu domnul Călinoi o să mergem la București, să ne deplasăm, să discutăm despre uzina de la SADU, încercăm să îi convocăm, dacă este posibil, chiar să vină noua conducere la Târgu Jiu. Oricum, această uzină a fost și este în atenția noastră. Ca cetățean, fără să cunoaștem strategia Romar, strategia Ministerului Apărării mai departe, eu sunt sigur că uzina de la SADU va fi o uzină importantă pentru sistemul de apărare. Președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu a afirmat că a discutat cu Ministrul Economiei pentru continuarea proiectelor de retehnologizare, astfel încât prețurile de producție să poată menține uzina pe piață. Schimbarea conducerii unei unități nu înseamnă abandonarea proiectelor. Proiectele sunt în programul Ministerului Economiei, s-a discutat cu ministrul și le sunt foarte clare. Continuarea contractelor care sunt acoperitoare pentru întreaga activitate a anului 2015 și peste și mai ales, așa cum am discutat, ne interesează foarte mult retehnologizarea uzinei, încât prețurile să fie acelea care pot să mențină pe piața a producției realizată de uzina mecanică SADU 2 prin competitivitate. Investițiile în reînnoirea echipamentelor de producție sunt necesare, întrucât la ora actuală costurile de producție sunt mult mai ridicate decât prețul de valorificare a produselor pe piață. Au fost ocupate primele posturi la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Din totalul celor 11 posturi scoase la concurs de conducere a instituției, au fost ocupate 8 posturi de asistent medical și infirmier. Candidații care și-au depus dosarele au avut de trecut 2 probe, una scrisă și un interviu. În perioada următoare se va desfășura și un concurs pentru medicii șef de secție ai spitalului. 140 de persoane și-au depus dosarele pentru a ocupa unul dintre cele 11 posturi de asistenți medicali și infirmieri din cadrul Spitalului Județean de Urgență. După concursul care a constat într-o probă scrisă precedată de un interviu, doar 8 posturi au fost ocupate, unul este în desfășurare, iar 2 au fost anulate. Spitalul a publicat 11 posturi, concurs pentru ocuparea 11 posturi vacante din statul de funcții. În momentul de față sunt 8 posturi care sunt finalizate concursurile. Unul este în derulare, postul de asistent medical la chirurgie 2 și 2 posturi au fost anulate, urmând să fie reluată procedura de concurs. În perioada următoare va fi organizat și un concurs pentru medicii șef de secție ai Spitalului de Urgență din Târgu Jiu. Astăzi a fost ultima zi pentru depunerea candidaturilor. Spitalul a publicat în Viața Medicală din 30 ianuarie 6 posturi la concurs de medici șef de secție la secțiile Medicină Internă 1, Neurologie, Ginecologie, Gastroenterologie, Chirurgie Generală 1 și Oftalmologie. Astăzi este ultima zi de depunere a dosarelor, urmând ca după, în funcție de numărul de candidați, să fie constituite comisiile de concurs și iar acest concurs are loc în termen de 90 zile la publicarea în Viața Medicală. În termen de 90 de zile se va desfășura concursul pentru șefii de secție care vor trece prin 2 probe. Aceștia vor avea de susținut un proiect de management și o probă practică sau clinică.
Serviciul Județean de Ambulanță Gorj are nevoie de 160 de miliarde de lei pentru ca instituția să funcționeze la parametrii normali și să nu existe probleme la capitolul salarii și medicamente. Discutăm în continuare despre acest subiect cu invitatul meu din această seară, managerul instituției, domnul Marinică Niculescu. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Să rămână, bine v-am găsit. Așadar, 160 de miliarde de lei ați solicitat ministerului. Ar fi suficienți acești bani? Da, ne-am făcut calcule fără îndoială, de aceea am și solicitat această sumă, că ne-am încadrat în prevederile bugetare și atunci nu ar fi niciun fel de problemă, așa cum ați amintit și dumneavoastră, nici cu privire la salarii și nici cu privire la cheltuielile materiale. Pentru că sunt cheltuieli uriașe, mai ales cea mai mare cheltuială a noastră este cu aprovizionarea de carburant. Nu putem să rămânem fără combustibil, având în vedere că în marea majoritate a cazurilor se fac transporturi sanitare la distanțe destul de mari față de Târgu Jiu. Așa suntem situați geografic. Foarte multe curse se fac București, Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, da? Și practic e aceeași distanță, la oricare în jur de 300 de kilometri, duși întors 600 de kilometri. Noi rulăm foarte, suntem dezavantajați față de, să zicem, județele limitrofe care duc la București pacienții. La noi consumăm foarte, foarte mulți bani de combustibil. Evident, în același timp se uzează și mașinile la asemenea distanță și atunci e clar că vom consuma foarte mulți bani și pentru reparații, având în vedere că structura parcului auto este destul de delicată, că dacă stăm să ne gândim, peste jumătate din parc are ruat peste 500 de mii de kilometri de fiecare autovehicul, ceea ce înseamnă foarte mult. Avem mașini care au rulat și 700 de mii de kilometri. Cine are mașină știe ce înseamnă un asemenea rulaj. Promisiuni pentru mașini noi ați primit? Da, bine, acum este început de an, bugetul, fila de buget încă nu a venit, nu putem să discutăm, dar avem nevoie în fiecare an pentru reînnoirea parcului. Mai ales că avem două mașini care sunt cu vechime din 2000-2001. Acelea trebuie sigur înlocuite. Marea majoritate a parcului provine din anii 2007, dar iată cât au trecut destui ani, încep să facă și acestea 8 ani de funcționare, în condiții de urgență. E foarte greu pentru că, spre deosebire de salvare, nici poliția nu merge cu vitezele cu care se deplasează salvarea, pentru că aici mergi numai cu viteză de urgență. Și mașinile sunt destul de grele, pentru că sunt încărcate cu aparatura medicală, ceea ce înseamnă permanent cam o mașină încărcată. Fie că merg la caz, fie că vin. Când veți afla care este bugetul pentru acest an? Păi, ar trebui, cred că, să vină destul de repede. Nu știu, probabil că săptămâna aceasta, cel târziu, săptămâna viitoare, o să aflăm bugetul, să intrăm în parametri ca să ne putem desfășura activitatea în mod normal. Pe lângă aceste probleme cu mașinile uzate, cu motorina, este și un deficit de personal la ambulanță? Da, sigur, avem, nu este exagerat de mare la ora actuală, dar vedeți dumneavoastră că noi avem un număr mic de angajați și impietează. Organigrama Serviciului Județean de Ambulanță este de 201 angajați și la ora actuală avem neocupate 7 posturi. Cel mai deficitar sector, să zicem, este în sectorul medicilor. Medicii așa sunt puțini și deja avem 3 medici lipsă. Intenționez, după ce vine fila de buget, să deblochez și să dăm drumul la procedurile pentru concurs pentru a ocupa toate posturile, atât cu medici, asistenți și ambulanțieri. Vă mulțumesc foarte mult. Să sperăm că bugetul va fi unul mai mare față de anul trecut, așa cum ați solicitat. Asta este evident. Ar trebui să fie obligatoriu mai mare, având în vedere și creșterea salarială de 100 de lei de fiecare salariat. La 200, gândiți-vă că sunt 200 de mii de lei în fiecare lună. Cu siguranță banii vă trebuie mai mulți, iar ca să faceți angajări, bugetul trebuie să fie considerabil mai mare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și pentru aceste informații. Și eu vă mulțumesc, Sărmânia. A fost cu noi managerul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, domnul Marinică Niculescu. Mergem mai departe. Prima ședință a noului Comitet Executiv Județean al Partidului Național Liberal Gorj s-a încheiat cu scandal, iar mult dorita fuziune între PNL și PDL, cel puțin la nivelul județului nostru, rămâne la stadiul de utopie. Ședința nu a decurs așa cum se așteptau membrii forului decizional al PNL. Vâlceanu și clanul său au avut o altă agendă, acuză copreședintele PNL Gorj, Dian Popescu. Reacții după scurt. Locuitorii din Submaidane au fost despăgubiți în urma dezastrului produs în urmă cu aproximativ 2 ani. Mai multe gospodării au fost inundate de apă cu cenușă, iar hectare întregi de teren agricol au fost complet distruse. Abia în primăvara acestui an, reprezentanții autorităților locale spun că lucrările pentru curățarea cenușei se vor finaliza, iar terenurile vor fi retrocedate.
În urmă cu aproximativ 2 ani de zile, locuitorii din Submaidane au fost afectați de un val de cenușe care a inundat mai multe gospodării, dar și hectare întregi de teren agricol. Primarul orașului Turceni susține că în primăvara acestui an lucrările pentru curățarea cenușei se vor finaliza. În prima fază, Termocentra s-a mobilizat destul de bine, să zic eu, de mulțumitor, și au făcut acele expertize financiare, tehnice, și au despăgubit pe cetățeni. Unii sunt mulțumiți. Am speranța ca, și din discuția avute cu cei din Termocentrală, ca în această primăvară să mobilizeze forțele și să se îndepărteze o dată această cenușe, ca oamenii să poată să-și exploateze terenurile și, vă spun, și să fie îndepărtat acest disconfort. Că oamenii au rămas fără munca de viață, însă au primit despăgubirile promise de cei de la Complexul Energetic Oltenia. Chiar dacă au reușit să renoveze locuințele, localnicii spun că în continuare se confruntă cu drumul afectat. Da, material am fost despăgubit, dar sunt de nemulțumit în ceea ce privește ce se întâmplă pe lângă casă. Încă nu s-a luat cenușa, drumul, la cum vedeți cum este, nu se poate circula foarte greu. Dacă n-aș avea mașină, nu aș reuși să-mi duc copilul la grădiniță. Și cu mașina este foarte greu de circulat, că este drumul cu grop și trebuie să circulăm cu atenție, că dacă se întâmplă ceva la mașină, nu mai despăgubește nimeni. Și se plâng oamenii, nu reușesc să ajungă la gară, nu reușesc, trebuie să meargă cu cizmele în mână să ajungă la gară. E posibil să meargă două persoane, una să se întoarcă cu cizmele de cauciuc până înapoi acasă. Reprezentanții organizației ecologice au atras atenția asupra faptului că sănătatea localnicilor este pusă în pericol din cauza că fântânile și solul au fost contaminate. Prima ședință a noului Comitet Executiv Județean al Partidului Național Liberal Gorj s-a încheiat cu scandal, iar mult dorita fuziune între PNL și PDL, cel puțin la nivelul județului nostru, rămâne la stadiul de utopie. Ședința nu a decurs așa cum se așteptau membrii forului decizional al PNL. Vâlceanu și clanul său au avut o altă agendă, acuză președintele PNL Gorj, Dian Popescu. Ședința Marelui Partid Național Liberal Gorj nu s-a desfășurat în limite normale, așa cum se așteptau ambele tabere care fac acum parte din PNL și care ar trebui să fuzioneze cât mai repede. Cele partide sunt departe însă de a deveni o familie, așa cum o cere centrul. Chiar prima ședință s-a încheiat cu scandal, uși trântite și acuzații. Că principiul conducerii bicefale a partidului nu va da roade, o demonstrează zilnic cei doi copreședinți, merg în direcții diferite. După prima ședință comună, copreședintele PNL Gorj, Dian Popescu, a declarat că Dan Vâlceanu nici nu mai poate fi considerat membru al PNL. Nu a decurs așa cum mi-aș fi dorit, o ședință în care să se constituie Consiliul Executiv, o ședință în care să existe un singur partid, iar toate deciziile vis-a-vis de soarta partidului și de lupta cu Partidul Social Democrat să se ia în consens. Domnul Vâlceanu n-a dorit acest lucru, a avut altă agendă, el și cu clanul familiei cu care stăpânește PDL-ul, pentru că eu nu mai consider membru al Partidului Național Liberal. Sunt interese financiare puternice în Complexul Energetic Oltenia, are altă agendă și ca atare nu coincide această agendă cu agenda Partidului Național Liberal. Noi ne-am dus acolo cu discuții vis-a-vis de soarta Complexului Energetic Oltenia, să purtăm discuții cu specialiștii care se află în vechiul PDL, cu foști directori, cu oameni cu care se poate sta de vorbă, pe el îl interesa cu totul altceva, întrucât agenda familiei lui este în Complexul Energetic Oltenia. Mai mult decât atât, Dian Popescu spune că va merge în capitală pentru a discuta cu liderul PNL, Vasile Blaga, despre situația din Gorj. Nici nu ai cum să ajungi la un consens cu o familie transferată după putere pe care vor să-și o exercite în complex. Voi purta o discuție cu președintele Blaga, cu conducerea Partidului Național Liberal la Aripa Veche și vom vedea ce decizie vom lua. În niciun caz, cât eu voi fi senator și președintele PNL, nu voi lăsa acest clan să pună una pe Complexul Energetic Oltenia, cum au pus și alte clanuri cu ei în frunte de atâta timp. De cealaltă parte, copreședintele Dan Vâlceanu preferă să nu spele rufele partidului în public. Discuțiile rămân în partid și nu vrem circ, pune Vâlceanu. Am avut o primă întâlnire, era absolut necesară, am avut o primă discuție, era absolut necesară pentru că noi nu ne mai întâlnisem într-o ședință din 14 august 2014 și vă dați seama că toți colegii au fost nerăbdători de întâlnire. Dar a fost o primă întâlnire și oricum nu au fost decizii luate care să trebuiască comunicate public. N-am ce să comentez, la ședință n-am discutat de CEO, de nimic. Dar, într-adevăr, situația companiei ne preocupă pe toți și este, până la urmă, un lucru care îi preocupă pe toți gorjenii, numai pe noi la Partidul Național Liberal. În această ședință, niciun fel de decizie care să trebuiască să fie comunicată. În rest, discuțiile pe care le avem la partid trebuie să rămână la partid, pentru că așa e
normal, indiferent de persoana care încearcă să inducă circ la Partidul Național Liberal, nu va exista un circ, pentru că pentru scandal sau pentru circ trebuie să existe măcar minim două persoane. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu o să răspund niciodată unor asemenea impulsuri. În cadrul primei ședințe a Comitetului Executiv Județean al PNL se stabilesc să fie desemnați purtătorul de cuvânt al partidului și secretarul coordonator. Se clatină scaunele aleșilor locali care au migrat la alte partide. Partidul Poporului Dan Diaconescu, filiala Gorj, a chemat în instanță consilierii ce au profitat de ordonanța care le permitea să-și schimbe partidul fără să-și piardă mandatul. După o luptă pe jumătate câștigată cu cei patru consilieri din Motru care au migrat după ce au fost excluși din partid, vineri aleșii din Tismana se vor prezenta în fața instanței. Ordonanța 55, care le permitea aleșilor locali să-și schimbe partidul fără să-și pierdă mandatele, încă mai are efecte. După ce patru consilieri locali din Motru au rămas fără mandată pentru că au profitat de ordonanța traseiștilor politici după ce au fost excluși din partid, conducerea PPD de Gorj a anunțat că va continua demersurile în instanță. Deocamdată nu știm, știu doar că am câștigat prima cauză și pe această care vreau să le mulțumesc justiție, pentru că până la urmă s-a făcut dreptatea. Pe jumătate așteptăm să vedem și contestațiile mai departe, dar suntem încă în plină luptă cu ei. Vineri avem un următor proces cu cei de la Tismana. Chiar dacă aleșii din Motru au cale de atac la această decizie, s-a stabilit un precedent, iar decizia Tribunalului Gorj în cazul celor patru consilieri din Motru poate avea efect de domino în rândul administrațiilor publice locale. Vineri este rândul consilierilor locali din Tismana să fie chemați în instanță. Avem dreptul la părere și la opinie, doar că se pare că n-au dreptate. Ei au fost dați afară, au fost dați statutar, da, legal, și se văd efectele. Păi absolut, am avut o ședință, de fapt a trebuit să avem o ședință săptămâna aceasta, ne-am amânat-o pentru că așteptăm deocamdată să vedem și ce se întâmplă în Parlament. Au amânat, știu că vineri trebuia să discute în comisii, n-au discutat, săptămâna asta a trebuit să fie ultimul termen, să-și pună și ei părerea. Doamne, e posibil să aibă surpriză de la București și să piardă toți, chiar înainte să mai aibă loc și un proces cu cei de la Motru. Ordonanța traseiștilor politici ar putea avea efect de bumerang. După ce patru consilieri ai PPDD din Motru au rămas fără mandate pentru că au profitat de ordonanța 55 și reprezentanții PNL anunță că vor fi luate măsuri cu cei care au părăsit organizația liberală în perioada când aceasta era în vigoare. Primul pas va fi o plângere penală împotriva primăriilor care nu țin cont de faptul că ordonanța aleșilor migratori a fost declarată neconstituțională. Între timp, toți cei care au profitat de această portiță așteaptă cu sufletul la gură ca Parlamentul să se pronunțe după ce Curtea Constituțională a declarat această ordonanță ca fiind neconstituțională. Ordonanța de guvern care a permis migrația aleșilor locali pentru 45 de zile fără ca aceștia să-și pierdă mandatul a fost adoptată de guvern în 28 august. Aleșii locali au putut opta pentru un partid până pe 17 octombrie. PNL și PDL au fost cele mai văduvite partide de pe urma traseismului politic din perioada septembrie-octombrie 2014. Trei perechi de îndrăgostiți și-au unit destinele la poarta Sărutului în parcul central al municipiului Târgu Jiu de Valentine's Day, cea mai romantică zi a anului. Zeci de prieteni și rude au asistat emoționați la ceremonie. La finalul evenimentului, atât îndrăgostiții cât și invitații au servit câte o cupă de șampanie în cinstea mirilor. Primăria Târgu Jiu a organizat de Sfântul Valentin mai multe concursuri și programe muzicale, iar îndrăgostiții au câștigat și invitații la o piesă de teatru oferită de actorii Teatrului Dramatic Elvira Godeanu și la un film la cinematograful Sergiu Nicolaescu. La fel ca în fiecare an, primăria a colaborat cu radiourile locale pentru a le oferi locuitorilor orașului Târgu Jiu nenumărate surprize. Cei mai fericiți au fost cei care s-au căsătorit sub poarta Sărutului din Parcul Central. Din București, pentru că aici eu am născut aici. Și cred că aici mă trage inima. Și de ce astăzi? De ce astăzi? Pentru că e zi specială pentru noi și așa ne-am hotărât. Cum v-ați cunoscut? Cred că sora mea. Este vinovată? Da. Era, e pe aici undeva. Și na. De cât timp? De aproximativ 4 ani. O zi specială astăzi? Foarte specială, da. E un moment unic pentru noi, familia aproape. Din suflet, casă de sănătate și numai bine. Nu numai cuplurile din București au ales să se căsătorească la Târgu Jiu. Doi tineri au venit din Caracal pentru a-și uni destinele la poarta Sărutului. Cum v-ați cunoscut?
e o poveste mai lungă. Ne-am cunoscut și ne-am iubit din prima. Unde s-a întâmplat felicitările? În Caracal ne-am întâlnit noi. În Caracal? Prima oară. De cât timp sunteți? 6 ani, jumate, 7. 6 ani jumate. Și cum ați ales să vă căsătoriți astăzi? E ziua iubirii și am hotărât să oficializăm aici, sub poarta Sărutului, cel mai frumos loc, cel mai romantic, credem noi, pentru noi cel puțin. Dan Laurențiu, directorul Serviciului de Evidență a Populației, dorește ca tradiția căsătoriilor la poarta Sărutului să continue cât mai mulți ani. Ne bucurăm că în această minunată zi am putut să unim trei cupluri minunate, care de Sfântul Valentin și-a unit destinele la poarta Sărutului. Este o tradiție frumoasă care ne bucurăm să se depășească granițele județului și drept urmare astăzi am oficiat trei cupluri, cum spuneam, care au venit de la București, respectiv de la Caracal. Este o tradiție care continuă de ani buni și o vom face în continuare și așteptăm de asemenea și pe cei care sunt interesați pentru ziua de dragobete ca să sărbătorească pe stilul românesc. Cuplurile care doresc să-și unească destinele în ziua de 24 februarie de dragobete mai pot încă depune cereri la starea civilă. Cea de-a doua ediție a Târgului Apicol organizat la Târgu Jiu s-a încheiat timp de două zile. Peste 50 de producători și comercianți de materiale și utilaje necesare apicultorilor veniți din toate colțurile țării și-au prezentat produsele în piața prefecturii. Primăria împreună cu organizatorii acestui eveniment au pus la dispoziția acestora peste 70 de standuri unde se-și poate expune produsele. Și anul acesta, Târgul Apicol a fost un succes. Zeci de vizitatori au putut să deguste sau să achiziționeze produsele naturale expuse de apicultori. Aceștia au adus o varietate impresionantă de produse și preparate din miere, care mai de care mai apetisante și îmbietoare. Am venit cu produse naturale foarte bune din Bucovina, din Suceava, Forești. Încercăm să promovăm cei mai buni și mai ales produsele naturale cu cătină, cu muguri de brad macerat avem, cu merișor sălbatic și ghimbir, cu coacăze negre, niște produse care sunt foarte benefice pentru sănătate și mai ales pentru copii și adulți și vârstnici. Ce-au gustat domnii, macerat la rece cu muguri de brad și miere, este un produs 100% natural, care este indicat foarte pentru persoanele care au probleme cu asp, cu probleme respiratorii și, în general, plămân și tot ce ține de intern. Am venit cu un produs special care eu l-am făcut de ani de zile, pulpă de cătină cu miere, la rece, pe sala rece și la fel 100% natural. Are un conținut bogat în minerale, vitamina C și toate vitaminele posibile. Nici cumpărătorii nu au întârziat să apară produsele preferate de clienți. Au fost dulciurile preparate în casă sau siropul de miere cu fructe macerate. Doamnele și domnișoarele au profitat de ocazie pentru a se aproviziona cu ingredientele pentru cremele naturiste, dar nici cele mai în vârstă nu au fost mai prejos. Indiferent de etate, vizitatorii au cumpărat fiecare câte ceva. Cum e? E bună? Da, are gustul siropului. E macerat la rece. Bă, e târgă. Se numea siropul ăla. De pe vremuri. Macerat la rece, muguri de brad și miere. E o bunătate. Da, cu muguri de brad. Organizatorii s-au declarat mulțumiți de felul în care s-a desfășurat întregul eveniment și de faptul că oamenii au ieșit cu mic cu mare, dacă nu să cumpere câte ceva, măcar la plimbare. Din fericire am reușit să o organizăm și pe aceasta. Speranța este să fie an de an să avem posibilitatea organizării. Premisele sunt create atât din punct de vedere al participanților, al expozanților, cât și al vizitatorilor, precum și datorită sprijinului acordat de către autoritățile locale. Dacă îmi permite să amintesc Primăria Târgu Jiu, în primul rând Consiliul Local, Consiliul Județean, chiar și instituția prefectului. Spuneți-ne, vă rog, câți apicultori au venit și de pe unde au venit? Din toată țara. Din toată țara, ca și la prima ediție, din toate colțurile țării, însemnând de la Suceava, de la Oradea, de la Constanța, bineînțeles de aici, de la noi, de la Cluj, deci din toată țara sunt expozanți. Atât organizatorii cât și beneficiarii, fie ei producători sau cumpărători, consideră că organizarea anuală a Târgului Apicol este un lucru bun și pentru populație, dar și pentru oraș.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Gorj a efectuat în această perioadă plățile către fermierii care au depus cererile de subvenționare în campania 2014. Aproximativ 24.000 de persoane beneficiază de aceste ajutoare din partea statului. Aproximativ 33 de milioane de lei au primit fermierii la începutul acestui an, bani care se adaugă celor 60 de milioane de lei pe care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură i-a virat la sfârșitul anului 2014. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a efectuat în această perioadă plățile finale către fermierii care au depus cerere de plată în campania 2014. Este vorba de 23.600 de fermieri. În săptămâna următoare, practic, încheiem această importantă activitate din campania 2014, în sensul în care am plătit fermierilor ca plăți finale jumătate din plata unică pe suprafață și în întregime ajutoarele naționale tranzitorii. Este vorba de aproximativ 33 de milioane de lei care se adaugă la cele 60 de milioane de lei plăți pe care le-am făcut fermierilor în avans. APIA a efectuat plăți pentru o suprafață de aproximativ 90.000 de hectare, iar suma care a intrat în conturile fermierilor este de peste 90 de milioane de lei. Această activitate de plăți ale fermierilor pentru aproximativ 90.000 de hectare, iar suma care a intrat sau intră în conturile fermierilor este de aproximativ 95 de milioane de lei. Plățile către fermieri vor fi finalizate la sfârșitul acestei săptămâni. În perioada următoare, odată cu adoptarea actului normativ care stabilește cuantumul de plăți pe cap de animal, APIA va demara acțiunea de plată a subvențiilor către crescătorii de animale. Panduri a mai dat o lovitură pe piața transferurilor după ce l-au repatriat pe brazilianul Eric de Oliveira. Oficialii clubului gorjan au anunțat că au ajuns la o înțelegere cu arabii de la Al Hilal pentru a-l împrumuta pe Mihai Pintili. Fostul capitan al Pandurilor va rămâne la Târgu Jiu pentru o perioadă de 3 luni. De asemenea, în tricoul alb-albastru va evolua și fundașul Andrei Cordoș, adus din Ștefan cel Mare. Mihai Pintili a ajuns deja la Târgu Jiu și s-a pregătit sub bagheta lui Iordănescu Junior. Pintili va rămâne la Pandurii până pe 30 mai. Pintili a declarat că principalul obiectiv al echipei este evitarea zonei minate a clasamentului. Sper să fie 3 luni foarte bune pentru mine și cât și pentru Pandurii. Ce fețe cunoscute ai mai găsit în vestiar? Da, multe, multe. Ei, Finu, Ungurușan, sunt mulți jucători care am Mingote, sunt jucători care am jucat cu ei. Bucuros că ai revenit? Foarte bucuros. Chiar îi mulțumesc de această cale conducerii lui Mister pentru că m-a vrut la echipă și sper să ajung la obiectivele Pandurilor. Și care ar fi aceste obiective, atât cu echipa cât și personale? Ei, nu știu, să le aflu imediat. Dar în primul rând sper să câștigăm primele meciuri, că asta e cel mai important, să ieșim din zona retrogradării și după aia să le luăm pas cu pas. Primul ar fi semifinala cu Dinamo, pe teren propriu, partida tur. Ar fi extraordinar ca Pandurii să ajungă într-o finală, nu? Da, e un meci important care jucăm acasă, trebuie să-l câștigăm. Suntem acasă, suntem Pandurii și trebuie să jucăm fotbal. Titular la echipa națională, mijlocașul de 30 de ani a revenit astfel la Târgu Jiu, acolo unde a mai evoluat timp de 2 sezoane în perioada 2010-2012. În 2 ani la Pandurii Târgu Jiu, Mihai Pintili a evoluat în 60 de meciuri pentru echipa noastră, reușind 7 goluri și 4 pase de gol. 59 dintre aceste partide au fost în Liga 1 și una în Cupa României. În perioada cât a jucat la Steaua, Pintili a evoluat de 9 ori în Liga Campionilor, de 5 ori în preliminarii și de 4 ori în grupe și de 12 ori în Europa League. Pentru echipa națională a României, Pintili a debutat în august 2011 și a jucat de atunci în 15 meciuri, marcând și un gol. Pintili nu este singura achiziție nouă la Pandurii. Fundașul Andrei Cordo s-a înțeles cu Pandurii și marți, în meciul din semifinalele Cupei Ligii, ar putea fi adversar al lui Dinamo. Cordo și-a fost trecut pe liber de către Dinamo chiar la începutul clasamentului din această iarnă. Fundașul a fost
anunțat că nu intră în planurile tehnicianului Mihai Teja pentru returul campionatului și trebuie să-și găsească o altă echipă. Între timp, pe principiul adio, dar rămâi cu noi, oficialii clubului din Ștefan cel Mare au apelat din nou la serviciile lui Cordoș, după care i-au transmis din nou că urmează să-i rezilieze contractul. Fotbalistul de 26 de ani a venit la Târgu Jiu să întărească postul de fundaș central. Speram la mai mult decât la evitarea retrogradării, spune încrezător Cordoș. În primul rând sunt foarte bucuros că am ajuns și în al doilea rând am găsit un grup de mare calitate care ne permite să sperăm la mult mai mult decât evitarea retrogradării în acest retur. Ai putea să debutezi chiar contra fostei tale echipe Dinamo în Cupa Ligii marți. Cum anticipezi această semifinală? Nu știu, în primul rând mi-aș dori să pot să debutez atât de repede, însă vom vedea ce va decide mister și cu siguranță ne așteaptă un meci foarte greu pe care ne-l dorim să-l câștigăm. Fizic cum ești? Mă simt foarte bine, am făcut și pregătirea și sunt convins că sunt pregătit. Andrei Cordoș a mai jucat în România la Dinamo București, FC Vaslui, ASEA Târgu Mureș și Universitatea Cluj. Cordoș a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane din partea clubului. Baschetbaliștii de la Energia Târgu Jiu au pierdut sâmbătă pe terenul campionii Asesoft într-un meci contând pentru etapa 19 a Ligii Naționale. Ploieștenii s-au impus cu 89-81. Gorjenii au condus la pauza mare cu 51-50, dar au cedat în finalul meciului. Asesoft Ploiești venea după eliminarea din Eurocup, iar jucătorii lui Constantinides aveau moralul ridicat după o victorie spectaculoasă în Euro Challenge. Meci spectaculos în sala Olimpia din Ploiești între campioana Asesoft, recent eliminată din Eurocup, și Energia, reprezentanta României în Euro Challenge, cu mari șanse de a ajunge în sferturile competiției europene. Câștig de cauză au avut jucătorii echipei gazdă, care au gestionat mai bine finalul meciului. Ploieștenii s-au impus cu 89-81. În clasamentul Ligii Naționale de Basket, Energia se află pe locul 8 cu o zestre de 23 de puncte după 15 meciuri disputate. Cel mai bun jucător al formației gorjene a fost Luis Darby cu 19 puncte. Următoarea confruntare a Energiei este pe 18 februarie, când va primi vizita celor de la BC Astana. Energia Târgu Jiu are șanse mari să rămână în cărți pentru sferturile de finală ale competiției europene. Gruparea gorjeană, singura reprezentantă a României în Euro Challenge, se află pe primul loc în grupă. Știrile se opresc aici, sunt Diana Pătruț, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Gorj TV, imediat începe emisiunea În Obiectiv cu Dan Moșteanu. O seară minunată tuturor!